La Atelier de Sănătate stăm de vorbă cu al doilea invitat al acestei ediții și împreună cu noi se află Ioana Laspănu, instructor Pilates. Bună ziua! Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație! Noi vă mulțumim pentru că este un subiect de interes. În sezonul rece facem sport în interior și suntem curioși să aflăm ce este Pilates, care este istoria acestei metode de antrenament. Exact, Pilates este o formă de antrenament care combină un set de exerciții fizice, dar care sunt combinate și cu respirația, sunt foarte importante, sunt corelate cu respirația și sunt realizate pe bază de control. A fost inventat de Joseph Pilates, metoda respectivă. El s-a născut în Germania, dar în timpul războiului practic a fost inventată această metodă. Joseph Pilates a fost un bărbat care în copilărie avea probleme de sănătate, printre care rahitism și astm. Și atunci și-a dedicat întreaga viață ca să vadă cum poate să devină sănătos și să aibă o condiție fizică foarte bună. A practicat foarte multe forme de mișcare, iar în timpul războiului, pentru că a fost închis într-un lagăr, atunci a pus bazele acestei metode și a folosit colegii care erau în lagăr să îi ajute să se mențină sănătoși. Așa a apărut metoda, dar apoi a fost... Interesant a fost că el a plecat apoi, deci metoda a apărut undeva prin 1926, dacă nu mă înșel, și el a emigrat în Statele Unite împreună cu soția lui. Exact. Și interesant este că acolo a deschis un studio de Pilates, nu se chema așa studio de Pilates, avea o denumire cu recuperare fizică și așa mai departe, și principalii lui... clienți, să spunem așa, erau balerinii, mari balerini americani și mari actori americani, de exemplu Martha Graham, celebra balerină și coreografă, sau Mel Ferrer, celebrul actor american, care au constatat că metoda îi ajută nu doar să aibă o performanță fizică mult mai bună, dar și să se recupereze mult mai bine după accidentări. Da. Deci o metodă care, iată, a început din nevoia unui om de a se vindeca pe sine însuși și care a ajuns să fie practicată de sau încercată de 12 milioane de oameni, se estimează, în întreaga lume. Știu că tehnica Pilates, metoda Pilates, are 5 principii de bază, dacă nu mă înșel. Pot fi mai multe, dar cele mai importante ar fi respirația, controlul, coordonarea, precizia și armonia... Cursivitatea mișcării. Da, da, da. Sau fluiditatea, da. Dacă îmi permiteți să vă întreb, dumneavoastră, cum v-ați apropiat de Pilates? Cum ați ales să deveniți un instructor de Pilates? Sigur că da. A fost mai mult o întâmplare. Îmi plăcea foarte mult sportul și am ajuns întâmplător la o clasă de Pilates. Dar am ajuns la o clasă tradițională de Pilates, exact despre ce vorbim, pentru că apoi fiecare instructor își face cum consideră clasa și m-a atras foarte mult această metodă tradițională, pentru că era, așa cum erau și principiile enumerate, foarte mult control, foarte multă precizie, atenția asupra corpului, conștientizare, prezență, mișcarea foarte lentă, controlată și simțeam fiecare parte a corpului. Mi-a deschis așa puțin orizontul din toate punctele de vedere și ca o dezvoltare personală și atunci mi-a plăcut foarte mult, am vrut să învăț mai multe lucruri și să învăț și pe alții să descopere ce am descoperit eu. Iată ce beneficii nu doar la nivel fizic are Pilates. Pilates se practică cu o grămadă de aparate, unele mai complicate decât altele, dar și cu o grămadă de props, de accesorii. Ce facem în cazul în care, în primul rând, la ce folosesc aceste aparate, de ce e nevoie de aparate și, în al doilea rând, putem face Pilates acasă dacă avem doar câteva accesorii sau nu avem niciun fel de accesoriu? Da. Principiul Pilates a apărut pe saltea. Așa a fost inventat, apoi s-a dezvoltat și pe aparatele specifice. Se poate face și acasă, doar pe saltea și cu sau fără accesorii, însă recomand foarte mult întâi să fie să se participe la clase de Pilates sau să se ia ore cu un instructor
certificat clase private, pentru că este nevoie de observare, sunt anumite reguli de bază care sunt foarte importante, mai ales pentru coloană, pentru că, așa cum ai menționat, sunt exerciții de recuperare și atunci sunt anumite exerciții care trebuie supravegheate. Și da, există și partea de echipamente, cele de clasele specifice sunt doar la studiouri, atunci se pot practica doar la studiouri, sunt mai multe aparate. Diferă cum se simte mișcarea, aparatele respective au anumite arcuri, sunt anumite greutăți, cumva te ajută și să forțezi puțin mobilitatea și flexibilitatea, deci se simte diferit mișcarea. Practic îngreunează puțin mișcarea, ca și cum ne-am pune acele greutăți la încheieturi, nu? Când facem unele exerciții. Da, sunt niște strepuri, sunt niște corzi, sunt care se pun și la mâini sau la picioare, depinde de aparat sau și îngreunează mișcarea, dar tot e important să pornești pe saltea. Deci există variante să se facă și acasă, și la studio, și oriunde. Cu alte cuvinte, ceea ce este recomandat să facem este să nu alegem metoda în care mă uit de la început la 2-3 tutoriale sau îmi cumpăr un DVD de lecții de Pilates, ci merg întâi la un studio și mai degrabă investesc în asta, într-un curs sub îndrumarea unui instructor. Da, aceasta este recomandarea mea. Pentru că, așa cum spuneam, sunt anumite indicații pe care o să le primească, cum este poziția naturală a coloanei, poziția de bază, poziția neutră. Trebuie să învețe cum este respirația, cum trebuie să fie postura, să înțeleagă fiecare exercițiu în parte. Iar clasele private te ajută foarte mult ca instructorul să aibă tot focusul asupra ta, mai ales unde sunt probleme de sănătate, dar și ca să prevenim. Că ai menționat problemele de sănătate, există contraindicații, există situații, afecțiuni, boli în care Pilates este complet contraindicat sau în care, așa cum spuneai, este nevoie pentru recuperare ca exercițiile să fie făcute sub îndrumarea unui instructor? Din fericire, Pilates este pentru toată lumea și pentru, indiferent de vârstă, categorie și condiție fizică. Doar dacă medicul spune că nu are voie persoana să facă mișcare, altfel este potrivit pentru orice fel de problemă. Dar sunt exerciții care se fac modificat și atunci e nevoie de asistență. Deci, de exemplu, dacă cineva are probleme cu coloana și nu are voie să facă anumite mișcări, exercițiile pot fi adaptate în așa fel încât să nu accentueze problema pe care o are exact. Respectivă. Atât mai mult cât Pilatesul ajută foarte mult partea de postură și de coloană, deci e indicat să vină. Există, se vorbește mult despre asemănările și deosebirile dintre Pilates și yoga, pentru că și acolo este vorba de control al mișcării, de postură, de respirație. Care sunt aceste asemănări și deosebiri? Mai ales că tu spui că a fost vorba și de o chestiune de dezvoltare personală, de o abordare de acest gen și yoga ne duce într-o zonă de dezvoltare personală, de relaxare, de, cum să spun, de mindfulness. Da. Spune-ne mai multe despre paralela dintre Pilates și yoga. Cumva Pilates are puțin și influențe din yoga, adică Joseph Pilates a introdus puțin și partea asta. Din tradiția yoga. Dar există diferențe, e adevărat. La yoga este mai mult partea asta de meditație care este inclusă și la Pilates se poate folosi, dar sunt influențe din yoga. În principiu, clasele de yoga sunt mai multe tipuri, dar în principiu le se încheie prin acea parte de relaxare, în Shavasana. Sunt diferite în Pilates, sunt exerciții care sunt foarte mult pe bază de control. Totul pornește din centrul nostru de putere, pe care Joseph Pilates se numea Powerhouse, care ne ajută să avem o postură corectă, iar la yoga... Așa numitul core?
Da, miezul, da. Cum ar veni, exact, care se tot pomenește în Pilates. Exact, da. Vei face o mică demonstrație la rugămintea, la invitația noastră. Ne vei arăta câteva exerciții foarte simple de Pilates pe care le poate face oricine fără niciun echipament. Spune-ne câteva cuvinte despre aceste exerciții înainte de demonstrație. Sigur că da, sunt trei exerciții pe care o să le facem pe saltea. În principiu, exercițiile de Pilates se fac pe spate. O să pornim de jos, o să încălzim puțin coloana, apoi o să facem exercițiu specific de Pilates care ne ajută să încălzim tot corpul și apoi o să revenim printr-un exercițiu care ne ajută să relaxăm coloana, să ajungem înapoi în poziție de început. Hai să vedem despre ce este vorba. Sigur. Da, deci vom vedea trei exerciții de Pilates. O invit pe Ionela să ne arate despre ce este vorba. O să venim în partea din fața saltelei, păstrăm picioarele paralele, umerii departe de urechi și gâtul alungit, iar pe expir o să rulăm coloana până ajungem ușor pe saltea. Asta ca să ajungem cât mai controlat. Ajungem pe saltea, păstrăm călcâiele paralele, o să facem primul exercițiu, umerii departe de urechi, iar pe expir deslipim ușor coloana și vertebră cu vertebră ne ridicăm cât mai lent până ajungem sus. Când ajungem sus, inspirăm, împingem în palme și în călcâie și pe expir cât mai controlat revin pe saltea. Am o întrebare pentru tine. Sigur. Ce se întâmplă în cazul în care suntem sunt o persoană care nu are cea mai bună condiție fizică în momentul ăsta și nu pot controla atât de bine mișcarea? Ce se întâmplă? Fac așa cum mă pricep sau instructorul mă ajută, îmi dă sfaturi cum să controlez mișcarea? Sigur, instructorul ajută, odată corectează, pune mâna și explică astfel încât să se înțeleagă. Dar acum eu am trecut direct la exerciții, la început vorbim despre postură, despre respirație, cum trebuie să avem poziția neutră, cum trebuie să păstrăm coastele, eu am trecut direct peste partea asta. De câte ori repetăm un exercițiu în Pilates? 5, 10, 12, depinde foarte mult de cât de multe exerciții vrem să facem în clasa respectivă. Hai să vedem următorul exercițiu. Bun, următorul exercițiu este 100, care este exercițiul specific din Pilates. Putem să începem întâi cu picioarele de jos, dacă sunt anumite probleme ale coloanei. Pe expir ridicăm capul și gâtul, brațele de o parte și de alta. Privirea o să fie către abdomen, inspirăm 5 pulsații și expirăm 5. Putem să continuăm aici sau putem să facem exercițiu mai greu, să activăm foarte bine abdomenul. Aici trebuie să avem foarte mare grijă să nu arcuim coloana și continuăm să pulsăm și de aici putem să întindem un picior, celălalt sau amândouă. În practic, să nu curbăm coloana înseamnă că partea de jos a spatelui până la umeri să fie lipită de covorașul de exercițiu. Să fie lipită sau să fie în poziție neutră, adică să aibă o ușoară distanță, adică poziția naturală a coloanei și să activăm foarte bine abdomenul, să nu lăsăm picioarele să ne tragă în jos. Genunchii sunt 90 de grade, dar eu toată forța o am din abdomen acum. Și înțeleg că fiecare astfel de exercițiu poate avea diferite grade de dificultate în funcție de posibilitățile pe care le are respectivul practicant. Da, da, da. Fiecare exercițiu poate fi adaptat în funcție de dacă sunt probleme, dacă nu a mai făcut deloc sport sau dacă nu are dispoziția necesară. Să vedem și al treilea exercițiu. Ultimul exercițiu este un roll-up. Putem să păstrăm picioarele apropiate, activăm bine abdomenul, ridicăm brațele spre tavan, inspirăm, ridicăm capul și gâtul și pe expirul am ușor coloana vertebră cu vertebră până ajungem sus. Și de aici putem să coborâm și să continuăm mai multe repetări. La fel, toată forța este din abdomen. Văd că exercițiile se fac cu o anumită lentoare, deci nu ne grăbim, ci ne concentrăm pe calitatea mișcării pe care o facem mai degrabă decât pe forță sau cantitate. Așa este și să simțim fiecare mușchi cum lucrează și respirația cum curge. Îți mulțumim foarte, foarte mult și pentru aceste exemplificări și încurajarea ca mai mulți dintre noi să facem Pilates.